România continuă să se dezvolte inegal, iar diferențele dintre regiunile țării mai mult se adâncesc în loc să fie eliminate. Este concluzia celui mai nou studiu realizat de Ministerul Dezvoltării. Cea mai dezvoltată regiune rămâne București-Ilfov, care se poate compara cu orice zonă dintr-o țară considerată de succes din punct de vedere economic, în vreme ce județele Vaslui, Botoșan și Călăraș sunt cele mai sărace. Cosmin Stan are toate datele. Bun găsit! Așa arată harta produsului intern brut pe cap de locuitor conform celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Iată, cu verde intens sunt marcate județele cele mai dezvoltate, iar cu roșu sunt județele cele mai sărace, cele din sudul țării și în Moldova. În clasament conduce municipiul București cu un PIB de aproape 27.000 de euro pe cap de locuitor, urmat de Cluj cu 14.000 și Timiș cu 13.000 de euro. La polul opus, cele mai sărace sunt Vaslui cu mai puțin de 5.000 de euro pe cap de locuitor, Botoșani cu 5.400 și Călăraș cu 5.600 de euro. Sunt zone sau localități care au avut o industrie care s-a adaptat noilor cerințe, noilor tehnologii, dar sigur că sunt și o serie de localități în cadrul cărora industria nu a reușit să țină acest ritm. Acele zone, sigur că poate dintr-o situație favorabilă care se aflau acum 50 de ani, acum se află într-o situație dificilă. La capitolul investiții străine directe, care reprezintă una dintre principalele surse de dezvoltare ale unei economii, observăm aceleași diferențe majore între nord-estul țării și regiunea centru-vest. Avem cele mai mari investiții pe cap de locuitor în municipiul București și în județele Ilfov, Timiș, Brașov și Sibiu. Iar cele mai puțin atractive județe pentru investitori au fost Gorj, Mehedinți, Vaslui, Botoșani și Teleorman. Sudul țării, regiunea sud-vest Oltenia și nord-estul Moldova sunt regiunile cele mai puternic ruralizate. Avem frecvent două comune cu primari din partide opuse, cu animozități vechi care refuză să gândească proiecte de dezvoltare comună. În fine, un alt indicator important cuprins în acest studiu este rata abandonului școlar, care în mod surprinzător ne arată că zonele cu cele mai mari deficiențe sunt centrul țării și Banatul, care altfel stau relativ bine din punct de vedere economic. Potrivit raportului, pe primul loc la abandonul școlar este județul Sibiu, cu o rată de 5,5%, urmat de Mehedinți, Caraș-Severin și Satu Mare. La polul opus se situează municipiul București și județele Dâmbovița, Argeș și Bihor. Rata abandonului școlar este un indicator important, pentru că părăsirea timpurie a școlii poate genera sau accentua sărăcia și excluziunea socială, starea de sănătate precară și, pe termen lung, poate duce la formarea unor generații slab calificate, incapabile să se integreze pe piața muncii.